Directorul Polaris, Luis Popa, spune că urmează acțiuni prin care gorjenii sunt înștiințați despre strângerea resturilor de la grătar. Oamenii deja se pregătesc de picnic sau deja au ieșit la picnicuri, dar dumnealor au uitat un lucru, că în momentul în care te duci și te simți bine în natură, acele deșeuri care rezultă în urma acestor distracții trebuie puse într-un sac negru și aruncate la aerocontainerele care sunt plasate în aceste zone. Noi, în perioada următoare, împreună cu colegii de la Poliția Locală, vom merge în aceste zone pentru a le explica oamenilor că locul deșeurilor nu este pe spațiul verde, ci este în aerocontainere. În același timp, avem acțiuni cu diferite unități de învățământ pentru a merge cu copiii de clasele 1-4 în aceste zone. Poate în momentul în care vor vedea copii că fac curățenie sau vor vedea copii că le vor explica cum trebuie să arunce deșeurile, vor înțelege ce trebuie să facă. Probabil colegii de la Poliția Locală, în momentul în care vor vedea că aceste acțiuni nu și obțin scopul dorit, vor începe să dea și amenzi. Cei care nu înțeleg că este important să păstrăm mediul curat riscă amenzi care pot ajunge și la 100 de milioane de lei vechi. Sancțiunile sunt destul de mari, dar în primul rând noi mergem să le explicăm oamenilor că nu fac bine ceea ce fac, cu toate că și în ultimii ani am făcut acest lucru. Probabil vor primi mici avertizmente, iar în momentul în care vom vedea că și tura următoare nu vor respecta ceea ce li s-a spus, vor primi amenzi. Dar acest lucru, amenzile vor fi date de colegii de la Poliția Locală. Noi nu avem atribuții pe acest segment. Dar cum se ridică o astfel de amendă? Amenzile se ridică de la 10 milioane și pot să ajungă la ordinul 100 de milioane. Acum depinde de fiecare dacă consideră că are bani în buzunar să îi arunce pe amenzi în loc să-și ia ceva util pentru casă.